Salutare dragilor, astăzi o să vorbim despre Marcel Ciolacu, erou sau impostor, ce am găsit în dosarul acestuia, o investigație marca Recorder. Actualul premier al României are un certificat de revoluționar încă din anul 1992, pe când era mic afacerist la Buzău și student al controversatei Universității Ecologice. Ca să obțină acest prim brevet, vânat de mulți oportuniști ai tranziției, a depus un dosar cu declarații holografe despre participarea sa la Revoluție, precum și alte dovezi pe care le-a considerat relevante. Marcel Ciolacu, cel de acum 3 decenii, își susținea teza eroismului la Revoluție printr-o multitudine de neconcordanțe de timp și de loc. Rolul determinant pe care și-l atribuie în declarații nu e confirmat nici de alți participanți, nici de fotografii, nici de documente relevante. Una dintre semnăturile care l-a făcut revoluționar cu acte în regulă e suspectă de fals. Premierul oferă informații contradictorii cu privire la locul său de muncă din anul 1989, unde susține că și-a început acțiunile îndreptate împotriva puterii comuniste. În dosarul său de revoluționar sugerează că lucra la o întreprindere din Buzău, pe când CV-ul de prim-ministru în dreptul anilor 1988-1990 apare întreprinderea electronică din București. Deși spune public că n-a avut și nu vânează beneficii de pe urma participării la Revoluție, documente cadastrale de arhivă arată că a fost proprietarul unui teren primit de pe urma certificatului de revoluționar și vândut apoi în anul 2007. În plus, în viitorul apropiat ar putea beneficia de indemnizații retroactive de peste 40.000 de euro. În iulie 2023, instituțiile din România aveau de-a face cu o premieră. Recent numit șef al guvernului, Marcel Ciolacu, dădea în judecată o autoritate aflată în subordinea sa directă, Secretariatul pentru Revoluționari. Se zbate de atunci pentru obținerea unui titlu de revoluționar la puterea a doua, luptător cu rol determinant. Argumentele cu care revoluționarii adevărați, ca și cei de carton, au cerut în ultimele 3 decenii diverse certificate, au fost printre cele mai bine păzite documente ale tuturor guvernelor post-decembriste. Cei care au revendicat de la statul român titluri onorifice pentru că au ieșit pe străzi în decembrie 89 au fost, în rare cazuri, eroi veritabili ai acelor zile. Cea mai interesantă piesă din dosarul de revoluționar al premierului este o declarație personală scrisă de mână, care prezintă versiunea lui Marcel Ciolacu asupra Revoluției Buzoiene. Nu e datat explicit, dar din prezentarea semnatarului ca student în anul 2 la Universitatea Ecologică, secția Drept, se poate deduce că a fost scrisă în toamna anului 1992. Marcel Ciolacu avea atunci 25 de ani. În povestea tânărului Ciolacu, flama revoluționară locală se aprindea pe 22 decembrie 1989 dimineața, iar el își ia în acest scenariu un rol esențial. În dimineața zilei de 22 decembrie, cunoscând de la postul de radio Europa Liberă ce se întâmpla în Timișoara și București, am plecat la serviciu unde am propus colegilor să mergem în fața sediului județean al PCR. Aici am fost întâmpinați de poliție care a încercat să ne întoarcă din drum. Deoarece eram numeroși, poliția a fost ineficientă. Am intrat în sediul PCR unde împreună cu alți cetățeni ne-am organizat în CFSN și am pus oamenii să păzească bunurile și documentele din sediul PCR. Primul secretar l-am pus sub pază și l-am reținut în sediu pentru a ne informa asupra unor detalii pe care nu le cunoșteam. Dincolo de momentul declanșării revoltei locale, varianta lui Marcel Ciolacu asupra Revoluției, se izbește însă și de alte minciuni mărunte, dar la fel de semnificative în continuarea profilului său de viitor om politic. Un al doilea semn, la întrebarea legată de Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale, un fort din care tânărul revoluționar se descria a fi parte încă din prima clipă. Dar contrar mărturiei sale, varianta extinsă a CJFSN, păstrată în arhivele Asociației Revoluționarilor din Buzău, nu-l menționează numele. Dar faptele s-au estompat în timp și în urma lor au rămas declarații formale. Revoluționarii interesați de certificate s-au susținut unii pe alții într-o spirală a clișeelor și a adevărurilor spuse pe jumătate sau distorsionate uneori complet. O astfel de declarație, de data aceasta tipizată, dar cu spații complet de mână, se găsește încă în dosarul de revoluționar al prim-ministrului de azi, sub Ateneul și certificarea Asociației Club 22.
Am comparat acest document, care ne-a ridicat suspiciuni, datat la 14 iulie 1992, cu alte câteva zeci descrise de mână și semnate de Marcel Ciolacu în anii 90, în ipostaza lui de mic comerciant local. Și acestea din urmă sunt tot documente oficiale păstrate în arhiva Registrului Comerțului. În plus, ne-am uitat la semnătura de pe declarațiile ulterioare de avere ale politicianului Ciolacu. Nici caligrafia, nici semnătura nu au elemente comune. De altfel, prima recunoaștere ca revoluționar a lui Marcel Ciolacu venea la scurt timp după această declarație controversată. O comisie parlamentară specială îi acorda în septembrie 1992 primul certificat de luptător remarcat prin fapte deosebite, iar două luni mai târziu, prin decretul 226, președintele Ion Iliescu îi conferea brevetul de luptător pentru victoria Revoluției Române ca membru al Ligii Naționale a Luptătorilor. Ca urmare a acestei titulaturi, în aprilie 1995, actualul prim-ministru este recompensat cu un teren de un hectar la Săpoca, în județul Buzău. Terenul nu este unul lipsit de valoare. De altfel, Marcel Ciolacu îl vinde în anul 2007, înainte de intrarea în politica mare a unor oameni de afaceri locali implicați în comerțul cu combustibil. Actualii proprietari fac în zonă o balastieră. În mod neașteptat pentru Marcel Ciolacu, acest traseu aparent simplu s-a gripat însă în vară. Un prim pas era făcut în favoarea sa în fosta guvernare PSD în aprilie 2019. Dosarul său de luptător cu rol determinant fusese admis cu un vot strâns de la 3 la 2. Apoi Marcel Ciolacu fusese ținut în șac timp de 3 ani și jumătate de o anchetă de ADNA care vizase mai multe situații controversate de aprobarea acestor titulaturi. În martie anul acesta, procurorii clasează însă dosarul deschis pentru abuz în serviciu. Raționamentul nu are legătură cu nevinovăția, ci e mult mai simplu. În lipsa unui decret emis de președinte, nu există practic niciun prejudiciu adus statului prin vreo plată de bani publici. Între timp, Marcel Ciolacu e desemnat premier, iar la Secretariatul pentru Revoluționari, în subordinea sa directă, găsește un șef numit de Nicolae Ciucă, dar fără apartenență politică. Pus în fața acestei noi situații, secretarul de stat Mihai Dodu avea opțiunea de a scoate din sertar vechea decizie din 2019, deja controversată, și de a o trimite la Cotroceni, sau de a ține cont de noi sesizări care îi se aduseseră pe birou și să ceară o nouă analiză a cazului Ciolacu. A mers pe a doua variantă. Mihai Dodu a fost numit de PNL în aprilie, într-un moment în care Secretariatul pentru Revoluționari devenise lipsit de miză politică. Nicolae Ciucă a ales dintr-un vârf de CV-uri aplicația unui profesor de istorie al cărui tată a fost împușcat la Revoluție. Odată ajuns în funcție, Dodu a decis să repună în analiză dosare mai vechi, netranșate încă, așa s-a risipit din nou pacea în instituție.